Toate grădinițele din sectorul 3 au intrat într-un program de reabilitare, rezultatele se văd. Să convins că ați fost și ați văzut grădinițe care arată absolut superb acum și nu numai la interior și la exterior. Condițiile sunt deosebite în sensul că sunt reabilitate termic și e cald în grădinițe, este plăcut, atmosferă plăcută, instalațiile sunt noi, toate circuitele funcționale sunt noi. E adevărat că am avut unele disfuncționalități în lucrări, dar trebuie să remarcăm faptul că 9 dintre grădinițe au fost consolidate. Suntem singurul sector care a executat lucrări de consolidare, de punere în siguranță a clădirilor și pot să spun că 9 grădinițe, de fapt 8 au fost finanțate și una urmează imediat acum după anul nou să înceapă o lucrare de consolidare. Deci noi le-am, în afară de faptul că le-am consolidat, le-am și renovat, le-am și modernizat, reabilitat și s-au adus și mobilier nou, copiii noștri merită toată atenție. Cred că oamenii vor fi mulțumiți de condițiile. Și nu o spun în premieră, am mai spus-o odată, se lucrează deja la curțile grădinițelor din sector. Au mai rămas câteva care imediat cum vremea o va permite, se vor începe lucrările de reabilitare a curților și sperăm noi ca în primăvară-vară să avem toate grădinițele renovate cu tot cu curți și garduri și așa mai departe. Au fost în impediment, a fost perioada la începutul verii când a plouat și nu s-a putut lucra, apoi a fost o secetă cumplită și căldură. Procesele tehnologice impun anumite condiții de lucru. Vremea nu o putem alege noi, dar putem alege ca operatorii economici să-și facă treaba și noi să-i urmărim ca să se termine lucrurile la timp, ca nimeni să nu aibă de suferit, să nu fie nici plângeri și toată lumea să fie mulțumită. Feedback-ul este foarte clar, oamenii sunt mulțumiți, copiii vin cu plăcere la grădinițe. Am avut interacțiune cu doamnele directoare și cu educatorii. Toată lumea este ok, toată lumea a fost bucuroasă că s-a intervenit asupra lor, pentru că nu s-a mai făcut de mult, într-adevăr, de asemenea amploare. Cu această ocazie s-au luat și măsuri de efectuarea unor lucrări impuse de normativele ISU, deci antifoc, adică nu ne jucăm și nu facem rabat de la aceste condiții, gen scară de incendiu, uși antifoc care rezistă la 60-90 de minute, hidranți interior, hidranți exterior și alte condiții impuse de ISU, astfel încât când se intră în acea grădiniță, toată lumea să știe că stă liniștită, copiii sunt în siguranță și așa intră, așa ies.